Victoriei, cu Ioana N. Docioiu, la Europa FM. Bine v-am găsit la Europa FM în Piața Victoriei, cea mai ascultată emisiune la această oră, la posturile de radio private din România. În ziua cu cel mai mare număr de infectări de la începutul pandemiei, invitatul meu în Piața Victoriei este Ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Bună seara, domnule ministru, bine ați Bună revenit! Seara la Europa FM. Domnule ministru, 19.105 infectări astăzi, un record absolut, unul din patru teste a ieșit uh, pozitiv, uh, jumătatea din țară este în scenarul roșu, dar uh, există un indicator despre care se vorbește mai puțin și care ar putea fi mai relevant decât aceste numere și el este ce anume acel R, spun pentru publicul nostru, numărul de reproducție al virusului care ne arată cum se. Uh, cum, cum avansează infecția. Care da, este R? Da, este vorba despre numărul bazal de reproducere, care măsoare, dacă vreți, num numărul de persoane potențial infectate într-un anumit moment de către o persoană care s-a îmbolnăvit. Adică, dacă o persoană infectată îmbolnăvește mai mult de o persoană, ca să e puțin forțat, dar așa, asta este. E vorbim în termeni statistici. Da. da, discutăm de statistici, atunci numărul total de cazuri este în creștere. Dacă acest raport este subunitar, adică e mai mic decât unul, ajungem la o scădere a numărului de cazuri. În momentul de față, în România, acest indicator este de 1,25. A scăzut în ultimele 8 zile, chiar paradoxal, dacă vreți, ținând cont de cifrele pe care le vedem cu toții, și a scăzut de la 1,87 la 1,25. Dar avem o altă provocare, dacă vreți, scurtarea duratei de incubație a bolii și practic aceste cicluri care de obicei la variantele anterioare erau de circa 5 zile, deci la fiecare 5 zile o persoană infectată mai transmitea infecția unei alte persoane sau mai mult depinde de situație, în momentul de față s-a scurtat intervalul probabil la 3-3,5 zile. Deci chiar dacă acest indice de reproducere este mai mic, o perioadă de incubație mai scurtă face ca infectivitatea să fie mai mare. Bun, acum 8 zile, de exemplu, sau atunci când era 1.87, acel 1.87 de... era la 3 zile, acum da, e da, unul, da, da. la 1.25 la 3 zile. Este deci, adevărat. Vestea... Este, adev... este dacă vreți, un început, așa, de veste bună, dar nu putem să afirmăm acest lucru, pentru că atâta timp cât va exista creșterea uh, a numărului de cazuri, uh, discutând de cifre foarte mari, pentru că discutăm de aproape 20.000 de cazuri astăzi, nu putem să fim liniștiți, pentru că în orice moment uh, particularitățile infecției pot evolua diferit dacă afectează. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Uh, persoanele infectate nu sunt tinere, ci sunt vârstnice. Persoanele infectate sunt, nu sunt vaccinate. Uh, și atunci uh, numărul, proporția de cazuri care ar necesita spitalizare este mai mare. Până acum am stat bine, dacă se poate spune așa, în general 2-3%, doar 2-3% dintre cazurile înregistrate au necesitat uh, internare în spital și lucru ăsta a dus la funcționalitatea spitalelor la nivel național acum gradul de ocupare a spitalelor alocate pentru COVID. Deci din cele 25.000 de paturi alocate pentru pacienții COVID, gradul de ocupare este de 22% la nivel național. Noi avem o statistică foarte clară și atât în ce privește numărul de paturi total, cât și numărul de paturi la terapie intensivă și uh, numărul de paturi alocate copiilor, paturi generale sau paturi la terapie intensivă câte sunt ocupate din cele ATI. Ați spus că 20... 30% la ATI și 22% la nivel național, național paturi generale. În cazul în cazul copiilor, gradul de ocupare la ATI este de 13%. Sunt alocate 100 de paturi pentru copii și sunt 13 copii internați în secțiile de terapie intensivă. Este o Mare spaimă în privința copiilor, ea se bazează totuși pe niște cifre, au fost niște creșteri de cazuri, astăzi am fost 414 cazuri de copii, între care, cum spuneați, 13 la ATI. Este omicronul mai rău pentru copii? Până în momentul de față nu avem argumente să afirmăm așa ceva, dar e normal că atunci când ai o creștere abruptă a numărului total de cazuri, o parte dintre cazuri să fie la copii. Sigur că ceea ce ne interesează este dacă aceste cazuri sunt banale sau dacă sunt cazuri care ar putea ar avea potențial să înrăutățească sau, Doamne ferește, să ajungă în terapie intensivă. Proporția în momentul de față nu este mare. Ați remarcat, sunt doar 13 copii la terapie intensivă, în condițiile în care avem 400, peste 400 de copii internați în secții. Deci proporția este foarte redusă a celor care dezvoltă forme grave de boală, și din ceea ce știm noi, marea majoritate, dacă nu toți cei internați la terapie intensivă, au niște comorbidități. Pentru că și în cazul copilor, din păcate, comorbiditățile afectează sau sunt agravate de o infecție virală și cu atât mai mult de infecția cu noul coronavirus. Ați schimbat regula în vechile valuri, în precedentele valuri, la o, un copil infectat în clasă, se închidea clasa. Acum ați ridicat la trei cazuri, deși boala este mai, mai contagioasă și, mă rog, până se ajunge la trei copii acei infectați, circulă prin autobuze, mă rog, își fac treaba obișnuită. Dacă circulă autobuzele, da. Dacă circulă autobuzele, uh, dacă... Uh, da. Da, uh, e adevărat. Uh, noi am trecut la definiția care este acordată focarului epidemic, este de trei cazuri, asta este o definiție, indiferent de boală transmisibilă, că discutăm de pojar, adică de rujeolă, de rubeolă, de oreon, discutăm de trei cazuri. Această cifră a fost folosită în foarte multe țări din Uniunea Europeană și în Franța a fost folosită tot timpul această cifră de trei. Noi am avut o precauție suplimentară în celelalte valuri în ceea ce privește focarul. Acum, având în vedere faptul că uh, boala, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, se transmite ceva mai ușor, uh, ar fi... Noi am fost într-o situație în care țineam școlile închise aproape tot timpul. Adică, dacă aveam un caz înregistrat într-o clasă, atunci închideam clasa. În Ceea în ce care... mulți părinți spun că era mai prulent. Da, uh, uh, dar sunt când... și mulți părinți, odată una, mie mi-e e foarte greu să discern uh, uh, între dorințele... De un fel sau de altfel, aceste dorințe sunt manifestate public și sunt legitime, nu am niciun fel de comentariu, însă ceea ce trebuie să vă spun este că și părinții, și noi, ca și societate, și noi, ca și administrator al sistemului de sănătate, trebuie să avem o foarte mare grijă în ceea ce privește dezvoltarea fizică și mai ales psihică a copilor în această perioadă. Afecțiunile de natură psihică. Uh, în rândul copilor s-au multiplicat, am avut cea mai mare rată de suicid în rândul copilor și adolescenților în perioada anterioară și cred că și aceste lucruri trebuie luate în considerare atunci când e o măsură de sănătate publică. Una e să închizi școala pentru o perioadă limitată de timp și altceva să o închizi așa luni de zile, fără niciun fel de rost, cum s-a întâmplat, din păcate, în cursul anului trecut și chiar în anul 2020. Țineți minte că s-au închis școlile când erau 100 de cazuri pe zi și au stat închise luni bune. Ori nu ne mai permitem așa ceva dacă vrem să avem o generație de copii sănătoși, ținem, încercăm să ținem lucrurile în echilibru și cât timp aceste cifre nu sunt la niște valori îngrijorătoare în ceea ce privește capacitatea de a acorda asistență medicală, o să ținem școlile deschise. urmăm exemplu altor țări, vedeți că în Franța sunt 400.000 de cazuri pe zi, ceea ce în cifre românești ar însemna peste 100.000 de cazuri înregistrate. Pe raportare la populație. Raportare la populație și totuși școlile funcționează. Mai mult în Franța, de exemplu, s-a ridicat acel uh, număr de trei cazuri într-o clasă. Indiferent câte cazuri sunt într-o clasă, uh, școala continuă, iar copiii care sunt infectați sunt izolați la domiciliu. Dar această măsură pe care eu personal am, am susținut-o întotdeauna de a ține cât de mult posibil școlile închise și am fost printre cei care au criticat sever închiderea școlilor atunci în primul an la câteva zeci de cazuri uh, în toată țara, pe de altă parte, însă, mulți spun, bun, îi trimitem la școală, dar de ce nu găsim o modalitate eficientă de testare, totuși, a, a copiilor? Acum, eu nu pot să organizez, eu sunt mulțumit dacă reușesc să organizez sistemul de sănătate, mi-e greu să organizez și sistemul de educație în ceea ce privește. Nu am nici pârghile, pentru că nu ne ocupăm de școli. Sigur, ajutăm atât de cât decizie se poate. Comună, da, decizia comună. Noi am mai discutat, cred că chiar la dumneavoastră în emisiunea acest lucru. Sunt probleme legate de achiziția testelor și așa mai departe. Cred totuși că vara a fost destul de lungă și această achiziție de teste se putea organiza din timp, încât să nu ajungem în situația în care organizez o licitație sau procedură achiziție în condiții de urgență, prin negociere directă, care este subiectul unor veșnice contestații. Bun, și dacă ar fi funcționat 111 cazuri din 13 de milioane pozitiv, de teste. din 13 milioane de teste. cu testele pe care le fac părinții acasă, neavând sau nu niciun, le fac. sau nu le ne neavând niciun control dacă ele au fost efectiv făcute. Dacă au fost cumva pozitive și părintele doar le arunca la coș. Uh, nu știu dacă asta era, put o puteam încadra într-o testare eficientă, totuși eu mă gândeam la o greu de, eficientă. E greu de încadrat și, după părerea mea, pentru că, sigur, nu este posibil uh, ca un profesor, de exemplu, sau un cadru de didactice să testeze de două ori pe săptămână toți elevii, nu, e o chestiune laborioasă. După părerea mea, o bună parte dintre elevi uh, trebuiau antrenați încât să practice ceea ce se numește autotestare. Nu e niciun fel de dificultate. Băiețelul meu, se autotestează, l-am învățat să facă acest lucru și în clasa 5 a deci nu este o problemă. Uh, și profesorii sau alte învățători, de exemplu, pot să constate doar dacă testul este pozitiv sau nu, dar lucrul Ce? ăsta necesită pregătire, necesită exercițiu. Uh, lucrurile astea au lipsit tot timpul și ați văzut că uh, noi suntem contra în contra-în timp, permanent suntem în contra timp și. Pregătirea uh, temeinică uh, din timp a unei astfel de proceduri, uh, din păcate a lipsit da. și asta e situația. Eu vă întreb nu... altceva. Câte vreme, oricum, această testare se adresează celor responsabili. De ce părintele care vrea să-și testeze copilul, copilul fiind simptomatic sau având el suspiciunea că a, fost un, a avut contact cu cineva bolnav, de ce nu putem asigura pentru părinți, pentru copii de fapt, o testare prioritară, dar serioasă? Ori antigen, ori PCR, pentru că testele de saliva... Putem asigura, deci la medicul de familie, acum se poate testa copilul fără niciun fel de problemă dacă are simptome sau după câteva zile de la contactul cu o persoană pozitivă, dacă este deci un contact apropi... da Chiar un copilul contact poate să se da dacă este un contact murie? apropiat, un contact da. direct, știți uh, 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 definiția Institutului de sănătate publică, după câteva zile n are rost să-l faci a, a doua zi pentru că trei uh, înțeleg că da, la trei zile, la trei zile de la potențialul contact se poate face această testare la medicul de familie. Noi am uh, pus la uh, punct acest sistem, avem deocamdată uh, 3500 de medici de familie în, uh, înscriși în programul de testare. Sperăm să mai mobilizăm medicii de familie în contract cu Casa de Asigurări, sunt vreo 9600. Și de ce nu mai au, trei, -au uh, bine, acum trebuie să ne gândim că sunt și cabinete medicale asociate, adică într-un anumit spațiu sunt 3-4 medici de familie și probabil că au o Domnul platformă comună Comună de testare sunt și astfel de situații, dar cred că uh, numărul lor ar putea și probabil că se va întâmpla în următoarele săptămâni dacă vor vedea că lucrul ăsta funcționează la colegii lor, uh, și cred că și din punct de vedere uh, financiar este acoperitoare suma pe care o plătește casa de siguranță sănătate. De uh, cred că vor put vor, se vor înscrie și alții și sperăm să ajungem la circa 5000 de centre funcționale. Acum sunt, astăzi chiar am primit uh, ultimele cifre, sunt 3, peste 3500 de medici înscriși în programul de testare. Deci cine uh, se poate duce să testeze la acest program? Uh, oricine 6, are 6, simptome da. și oricine este contact direct cu o persoană infectată la un interval de câteva zile dar lucrul ăsta trebuie să reiască și din discuția pe care o are cu medicul, care poate să încadreze persoana respectivă în categoria. direct. Trebuie să să vreo dovadă direct. că persoana cu care a avut contact direct a fost uh, infectată? Uh, da, trebuie identificată pe acea persoană. Sigur că da. Da, că este o persoană, sigur. Nu, așa, pur și simplu. Am mm. înțeles. Um, ați pierdut bani, Mecanism european pentru teste, așa spune fostul ministru al mm. Sănătății. Mm. Eu nu vreau să fac comparații gen Radio Erevan. Dânsa a pierdut 4 milioane de euro în luna iunie. Eu nu eram pe la Ministerul Sănătății în luna iunie, când au fost oferite aproape 180.000 de teste PCR și teste rapide pentru testarea personalului medical și nu a accesat acei bani gratis, gratuiți. La Ministerul Sănătății există niște acorduri cadru încheiate prin intermediul Comisiei Europene pentru teste de tip antigen. Ministerul Sănătății nu are cum să cumpere aceste teste pentru uh, ministerul uh, Educației, pentru că discuția a fost legată de pentru școli, de, uh, de... pentru școli, uh, pentru că lucrul ăsta se întâmplă se face de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență prin ONAC. E un mecanism stabilit printr o ordonanță de urgență și mai mult nu este vorba de teste din salivă, contractul este încheiat pentru teste de tip antigen care se recortează de la nivel uh, uh, nazofaringian. Deci, nu tipul de teste, contractele existente la Ministerul Sănătății nu se referă în niciun fel. Sunt niște acorduri cadru, de fapt, sunt niște contracte pe care, la care la trebuie, trebuie să le plătim și care se referă la teste de tip antigen, nu teste din salivă. Așa că nu mai fac comentarii legate de aceste afirmații. Uh, doamna doctor uh, care a fost Mihaila, care a fost Ministrul Sănătății, se pare că am îmbrăcat chiar mai repede decât mine haina de politician. și... Da, este o acuzație care vi se aduce adesea că medicul Rafila, foarte prezent, altfel, în tot anul trecut. Și, și anul în, acesta cred că sunt în suficient pandemie, de prezent și încerc acum să rezolv. Lucrurile. Este prezent mai mult politicianul Rafila. Uh, deciziile apărat? sunt de natură politică, dar sunt fundamentate de pe recomandări medicale și pe ceea ce fac colegii mei de la Institutul Național de Sănătate Publică și sau din Ministerul Sănătății, care sunt specializați în domenii legate de sănătatea publică, mai puțin în alte domenii care nu au legătură cu sănătatea. principala acuzație care vi se aduce este că ați renunțat la certificatul verde. Eu n-am renunțat. Eu am făcut actul normativ care făcea posibilă... Am scris un proiect de act normativ care făcea posibilă utilizarea lui îmi pare rău, nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Forma existentă în Parlament din luna octombrie, înaintată de Partidul Național Liberal, se referea exclusiv la personalul medical, pe de-o parte. Deci era clar că nu răspundea un interes de sănătate publică, ci doar siguranței pacientului. S-a încercat extinderea aplicării lui, culmea, la sectorul public și nu la sectorul privat, ca și când transmiterea bolii este diferită în zona publică față de zona privată. Asta este o inovație despre care eu cel puțin până în momentul de față nu am mai auzit. Eu cred că se transmite și în sectorul privat și în sectorul Bun, public. Până la la fel. La, acum nu-l avem niciunde. Uh, nu-l avem niciunde, deci, exact. Și atunci, știți bine, a, a existat, uh, a circulat și în presă, eu l-am pus la dispoziția uh, conducerii partidelor uh, uh, care act alcătuiesc actuala proiect, la, uh, un proiect. El nu a fost adus în dezbaterea Parlamentului pe motiv că în Parlament se găsea un proiect cu un conținut asemănător. Putea fi respins uh, într-o ședință put, și Da, putea fi respins asta. și atunci se putea... Dar acum, cine nu l-a vrut? Domnul uh, Ministru, hai să -mi pe față așa. Cine nu a vrut certificatul? Părerea mea, părerea mea Ce? sinceră este vin, că ană. din actuala coaliție n-a rezultat... Uh, o majoritate care să dorească acest certificat a fost o lipsă de asumare până la urma adoptării acestui certificat. Dar de aici până la vinui Ministerul sau ministrul sănătății, care a făcut proiectul de ag -normativ, mie, mi se pare mi se pare nepotrivit și chiar eu totdeauna mi-am asumat ceea ce am greșit sau ceea ce nu am făcut, dar eu nu pot să mi-asum ceea ce nu au făcut alții. Mi se pare nepotrivit domnul și Iohannis? asta e situația. Domnul Iohannis a susținut certificatul verde? Eu nu m-am întâlnit cu domnul președinte ca să, discut, ca să discut acest subiect. Nu știu dacă a fost implicat în discuțiile legate de... Uh, adoptarea sau neadoptarea unui astfel de certificat. Oricum ar fi, și aici vă spun din punct de vedere profesional, văd ce se întâmplă acum. Uh, dacă uh, discutăm despre utilitatea unui astfel de certificat, el ar fi fost cu siguranță foarte util în valul 4 și ar fi trebuit să fie adoptat cel târziu în luna septembrie anului și 2021. În valul 5, pentru că varianta Delta a produs în România, dacă vă aduceți aminte, nu numai un număr foarte mare de cazuri, ci a produs și 20.000 de decese. Așa era varianta Delta. Și în valul 5 <coughs> ar fi fost fă util? Că... Păi dacă rămânea din valul 4, era valabil și în valul 5, adică nu mai aveam nevoie de un alt certificat. El deci Rămânea funcțional acel certificat, cu o condiție să nu se refere exclusiv la personalul medical să răspundă, cum vă spuneam, interesului de sănătate publică, nu uh, unor alte uh, categorii de interese, cum ar fi, să zicem, protecția pacientului, foarte importantă, dar uh, transmiterea nu era influențată de, știu eu, de introducerea obligativității doar la personalul medical. În partida ați avut susținerea pentru certificat și mă refer, eu am auzit tot de exemplu, personal, pe doamna Firea, Spunând că nu e de acord cu certificat de verde la uh, locul de muncă. Știți care e problema? În Partidul Social-Democrat, nu știu cum e la alții, este un mecanism foarte clar, foarte transparent și lucrurile astea se votează în Consiliul Politic Național. Dacă în urma votului legat de un astfel de certificat opinia majoritară era de susținere, ar fi fost susținut. Nu ar fi fost, adică. O opinie individuală e una, o opinie colectivă este o, o, un lucru diferit și, dacă este majoritară, cu siguranță ar fi trecut, ar fi trecut și s-ar fi manifestat și în Parlament. Am primit o întrebare de la o ascultătoare <coughs> și întrebarea sunt așa. Doamna Pistol a spus, doamna secretară de stat Pistol, a spus că pentru copii s-au cumpărat inițial foarte multe vaccinuri și că a fost necesară o renegociere a contractelor pentru uh, vaccinurile uh, pentru copii. Vaccinuri între 15, 5 și 11 ani. Cine a comandat această cantitate foarte mare de vaccinuri? Nu, da, nu, nu e o cantitate foarte mare. Noi am comandat acum, uh, cred că o, în prima tranșă, 115.000 de vaccinuri. Deci nu, pentru copii chiar nu sunt foarte multe. 115.000. Gândiți-vă că trebuie să administrezi două doze și cred că pentru prima jumătate a acestui an suntem undeva până la 200.000 de doze. Copiii între 5 și 12 ani reprezintă, dacă facem o socoteală cu o cohortă, înseamnă aproape 200.000 de copii, înmulțit cu 5. Deci un milion, peste un milion, un milion 200.000 de copii în această cohortă. Și noi am comandat 200.000 de doze din care cu care poți vaccina 100.000 de copii. Deci nu e vorba de o cantitate mare de vaccinuri. Problema a fost alta. Și aici iar mă întorc la o acuzație care mi-a a fost mie adresată legată de uh, întârzierea, în ghilimele, a programului de vaccinare a copiilor. El a fost deloc întârziat. Este, a fost singura soluție legală pe care am avut-o la îndemână. Uh, noi aveam o obligație asumată de doamna Mihaila în cursul anului trecut pentru a achiziționa un număr mare de doze de vaccin uh, pentru 2022 și 2023, atât vaccinuri pentru adulți, cât și vaccinuri pediatrice. Ca să poți să semnezi un contract pentru această cantitate mare de vaccinuri, uh, trebuia să ai la dispoziție un buget. Oare acest buget nu a existat în cursul anului 2021? În data de 5 sau 6 ianuarie, am semnat contractul, deci imediat după începutul anului pentru că bugetul, știți bine, a fost aprobat în ultima săptămână a anului trecut și am avut la dispoziție, bugetul a însemnat contractul pentru întreaga cantitate de vaccinuri uh, pentru 2022 și 2023 și atunci compania a putut să ne furnizeze vaccinurile pediatrice. Mm -hmm. În anul 2021 acest lucru nu a fost posibil, pentru că nu aveam decât vaccinurile care fuseseră deja achiziționate pentru adulți, nu fuseseră autorizate, decât în luna decembrie a fost autorizate vaccinurile pentru, pentru copii și în luna ianuarie le-am contractat, urmând ca pe data de 25 ianuarie, așa cum am promis, exact așa cum am promis, ele să fie disponibile, iar din 26, domnul doctor Gheorghiță, să înceapă la nivelul centrelor de vaccinare, imunizarea acestei categorii de populație. Nu ați reușit să reporniți vaccinarea? Deși domnul Grindeanu, <coughs> șeful noastră de partid, ca colegul șeful noastră de partid, îmi spunea în vremea când era în opoziție că psd e singurul care poate să facă o campanie de vaccinare de succes pentru că știe să mobilizeze primarii prin metode specifice. Este o... nu știu care sunt metodele specifice. <laughs> uh, prin mecanisme de partid. Uh, prin mecanisme de partid. Eu am mai puțină experiență în zona aceasta, dar... Uh, uh, sigur că bunăvoința cuiva care își exprimă speranța că uh, poate să facă lucrul ăsta, e, mă rog, este lăudabilă. Nu s-a putut, uh, dar uh, s-ar putea să avem o oarecare uh, revitalizare a campaniei de vaccinare dacă după data de 1 februarie uh, va intra în funcțiune și în România uh, mecanismul european la care trebuie să, pe care trebuie să-l uh, uh, respectăm. E o directiva Uniunii Europene în care uh, valabilitatea acelui celebru certificat care se folosește încă, dacă știți bine, în diverse locuri sau o, se folosește da. pentru călătorii în alte țări, dar și valabilitatea lui în este boluri. prelungită dacă persoanele se vaccinează cu doza booster uh, într-un interval care să nu depășească 9 luni de la uh, încheierea vaccinării. Păi da, dar noi avem acum nici, niște certificate. OTOVA valabile și pentru cei care s-au vaccinat în urma cu mai mult de un an. Toate da, sunt valabile lucruri, până în iunie. Da, și lucrul ăsta se va schimba. Reglați? Se va schimba în sensul că valabilitatea lor va fi condiționată de acest interval de maxim 9 luni de la încheierea vaccinării. Deci 9 luni de la încheierea vaccinării. Asta. Și când veți introduce? Că foarte multe vor ieși. Adică tot ce s-a da, vaccinat. Ce, toat, eu, de exemplu, mi-am făcut doza a treia. Mi-am făcut uh, acum câteva zile doza a treia. Pentru că și la mine se încheia acest interval de 9 luni și n-am mai așteptat data de 1 februarie, când o să trebuiască să, până în data de 1 februarie, trebuie să adoptăm un act normativ. Deci 1 februarie e data limită de la care trebuie să intrați cu această. Sigur, cine s-a vaccinat în august, nu trebuie să-și facă vaccin, că nu sunt încă 9 luni până. Pentru cei la care au trecut 9 luni. Este recomandat să înceapă de acum, să-și facă doza... Cel târziu, doza... la 1 februarie, le expiră certificatul de vaccinare, cum ar veni. Exact, da? exact. Am... Asta e bine de știut. Unul din pilonii strategiei dumneavoastră pentru acest val sunt acele centre de evaluare ambulatorie pentru persoane infectate SARS-CoV-2. Unde sunt? În primul rând, câte sunt Da. și unde află omul de ele? Uh, o să răspund întâi la întrebarea dumneavoastră, dar contextul e un pic mai larg. Uh, sunt în toate județele țării, uh, sunt peste 230 de astfel de centre. Astăzi, Până astăzi s-au semnat contracte cu 173 dintre cele 230, să spunem, uh, contracte între casele județene și aceste centre pentru pachetul de servicii pe care pot să-l ofere. Există o hartă interactivă deja pe site-ul Ministerului Sănătății unde fiecare poate să vadă care sunt centrele operaționale din județul în care locuiește. Ea va fi completată pe măsură ce aceste centre semnează contractele și cred că mâine cel târziu luni. Toate vor semna toate contractele. La cu... Deci, intru pe site-ul Ministerului, găsesc, dau click pe județul meu care Exact, și care tu mă trebuie să mă duc. Și arată care sunt centrele. Exact, este această harta interactivă, este deja uh, funcțională. Uh, dar uh, vă spuneam că uh, centrul acestea sunt o parte a unei gândiri, dacă vreți, care să prevină supraaglomerarea spitalelor și care să aducă mult mai aproape de cetățeni serviciile medicale de care au nevoie. Deci între ele tot la spitale sunt, nu? Uh, unele, unele dintre ele sunt la spitale, dar sunt uh, separate de structura, de exemplu, de primire urgențe a spitalului dar numai puțin ca să discutăm așa. despre circuitul pacientului. Cred că A, așa. lucrul Coroc. ăsta este cel mai bun. Omul să știe ce are de făcut exact. dacă se infectează. Un, orice persoană are o viroză respiratorie, poate că nu este uh, COVID, poate e gripă, poate e un rinovirus, deci orice viroză, se duce la medicul de familie, medicul de familie îl evaluează sau îl, îl și testează, pentru că avem deja 3500 de medici de familie care fac lucrul ăsta, sau îl trimit la un coleg medic de familie din apropiere unde face care testul, testează? Deci nu mai trebuie să se ducă la unul dintre laboratoare. Gândiți-vă că la mediul rural noi nu avem laboratoare. Nu? Avem în România vreo 2800 de comune, avem deja 1750 de 2.800 de comune, avem 1750 de medici de familie din mediul rural care testează și sperăm să se completeze acest număr. La medicul de familie e testat, este consultat și dacă are Uh, factori de risc, cel puțin doi factori de risc, uh, dacă medicul constată în urma consultului că ar putea să fie vorba de o formă medie în urma examenului clinic, îl îndruma la unul dintre aceste centre. La aceste centre nu pot merge decât persoanele care au fost diagnosticate pozitiv. Deci nu te testezi acolo. De un medic de familie. Nu, un medic de familie, de un laborator. Dar nu autotestare, adică în nu Nu autotestare. Un... Deci de un laborator nu contează unde te testezi, dar în sistemul care este integrat cu această aplicație, Corona Forbes, și te duci la centru de evaluare. La centru de evaluare ești preluat, ți se face fie în funcție de centru radiografie sau un computer tomograf, sunt unele care au aparate radiologice, altele au computer tomograf, un set de analize, și uh, în urma consultului și acestor investigații, ești, fie primești tratament, poți să primești tratament gratuit, antiviral gratuit, la acest centru. Pavipiravir sau. Pavipiravir, Remdesivir, însă la Remdesivir fiind un tratament injectabil, poți să mergi periodic să-ți fac... să faci. Sau Am. faci lucrul ăsta în spital. Și te duci la domiciliu, te izolezi, medicul de familie face monitorizare, deci nu te lasă cineva. Face monitorizarea acestui pacient telefonică. Noi am recomandat ca fiecare să aibă un uh, puls pulsoximetru, deci nu ceva uh, extrem de complicat să aibă la domiciliu <coughs> și uh, un termometru, un puls oximetru, relatează medicului de familie pentru că medicii de familie, să știți că sunt plătiți pentru chestiunea asta. Deci încercăm să acoperim toate, adică nu face da, cineva da, 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 nu muncă benevol. Monitorizează. A, a, și monitorizarea. Nu, monitorizarea de de se plătește separat. separat. Cred că e 100 de lei mm -hmm. e monitorizarea. Mm -hmm. Bine, monitorizarea o faci mai multe zile, nu e vorba Sigur, de Sigur, 100 de lei per pacient, per monitorizare. Da, nu știu exact suma, dar în jur de 100 de lei. Așa că lucrurile astea sunt legate. Dacă însă la centru de evaluare se constată că forma de boală necesită asistență medicală spitalicească, este internat pacientul în spital. Asta nu exclude în niciun fel pacienții care au o formă de boală manifestă, care întâmplină dificultăți de respirație, au deficiențe de oxigen, care se pot duce direct la unitatea de primiri urgențe, fie că sunt testați, fie că sunt testați. și sunt testați la unitatea de primiri urgențe. Eu cred că pentru majoritatea oamenilor este esențial să stea acasă dacă se poate, nu trebuie să stea la spital, pentru că, mai ales în contextul noi tulpini, omicron, Uh, izolarea și tratamentul simptomatic este suficient. Pentru cei care au factor de risc pot să ia uh, antiviral, dacă au factor de risc, dacă nu, situația este depășită, atunci merge la unitatea de primire urgență și este internat în spital. Deci facem un sistem întreg funcțional, încercăm să scădem presiunea de pe spital, pentru că și se și vede că lucrurile încep să funcționeze, presiunea nu este așa de mare pe spitale, din fericire, și avem doar 22% dintre paturi ocupate. Nu cred că își dorește nimeni să stea în spital. E mult mai bine să poți să stai la domiciliu dacă știi ce ai de făcut. Atunci noi încurajăm pe toată lumea care are simptome să meargă să se testeze. Este gratuit. Asta, chestiunea asta n-a existat. Înainte, medicii de familie care testau o făceau din banii lor, ceea ce este puțin ciudat să nici nu poți să faci decât foarte puține teste. Și o să vedeți că săptămâna viitoare o să avem tot mai multe teste efectuate și acum ne-am apropiat 200 de 100.000, cred că la al altele au fost 88.000 de, de teste efectuate. O să avem și mai multe cazuri, pentru că testezi mai mult într-un val pandemic o să ai mai multe cazuri. Nu asta ne sperie. Pe noi singurul lucru, adică nu singurul lucru, lucru principal care ne preocupă în momentul de față, este ca să nu supraîncărcăm spitalele și oamenii să beneficieze de resurse terapeutice atunci când au nevoie, care să fie la timp, pentru că toată medicația antivirală, dacă o administrezi după șapte zile de evoluție, au un efect extrem de uh, redus. Având în vedere că ne, întoarcem, ne apropiem de final și revin la început, ați spus că r acel indice care ne arată propagarea infecției, a scăzut, a scăzut față da. de Putem considera în aceste condiții că am depășit vârful nu. acestui val? Nu, 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 nu am depășit vârful acestui val. Tocmai vă spuneam că intervalul în care uh, de multiplicare e mai scurt. Și au 8 zile era la fel de scurt. Uh, de aia vă uh, da, era la fel, dar erau mult mai puține cazuri. Am în, în momentul azi. de față discutăm de mult mai multe cazuri. Dacă vreți, s-a încetinit creșterea. Creșterea există, dar creșterea. este ceva mai lentă, fără să fie însă. O situație de confort, ne așteptăm ca vârful acestui val să fie undeva în jurul datei de uh, 10 februarie. Deci, ca în circa uh, 20 de zile. Și. Ca să, totuși să privim și spre orizont, poate că gă găzduim o geană de lumină. Credeți că e ultimul strigăt al balaurului, acesta? Sau ultimul strigăt important al balaurului? A, aici sunt două lucruri. Unul ar că ar trebui să existe argumente profesionale și argumente emoționale. Dacă vă Profesional, emoțional, emoțional, că că vă întreb. emoționale, sigur. Emoțional, cred că toată lumea vrea da, să nu, lucrul ăsta, Nu vă mai vă rezistăm emoțional. în... Uh, Istoria naturală a pandemiilor demonstrează că așa se întâmplă cu cât transmisibilitatea unei tulpini crește, scade patogenitatea. Ceea ce se întâmplă cu această tulpină Omicron demonstrează că așa este și mi-e greu să cred că vom mai asista la un număr mare de cazuri cu o tulpină care să fie mai patogenă decât Omicron. E posibil să apară variante mai patogene dar cu transmisibilitate scăzută și atunci o să discutăm despre o manifestare de tip endemic, nu epidemic și din cauza asta cred că anul 2022 va fi cel în care vom încheia această urgență mondială, globală de sănătate publică. Deci, ultimul strigăt al valorului, cum spuneau. Domnule Ministru Alexandru Rafila, vă mulțumesc pentru Plăcere. prezența la Europa FM. Dragi prieteni, ne despărțim aici, dar numai pentru o săptămână și nu vă despărțiți de Europa FM, pentru că după știri vă așteaptă Tedivă, un în cel mai mare club de seară din România. La forza vittoriei, con Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.